puțin neobișnuit. Mă așteptam să cânte corul, să cânte orchestra și ziceam că mai am timp. Mulțumim Domnului pentru harul care ne-a dat că ne mai găsim la un moment de Christmas. A trecut un an, a trecut atâta timp și ne bucurăm să ne vedem tot mai mulți la biserică. Domnul să vă binecuvinteze! În seara aceasta rămânem la textul care a fost citit și mă bizuiesc pe uitarea noastră. Așa suntem noi construiți. Uităm ca să putem primi alte informații. Dacă v-aș întreba ce text s-a vorbit data trecută în ajun și v-aș întreba cine a vorbit din text, sunt sigur că nu vă aduceți aminte. Așa că haidem să ne uităm în textul acesta, proaspeți după un an de zile și să ne reamintim de frumusețea Scripturii și de mesajele frumoase pe care ni le transmite Scriptura. Am auzit deja în seara aceasta despre Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Domn. Am auzit de vestea bună a mântuirii noastre. Dar haidem în seara aceasta să vedem câteva rațiuni ale întrupării sau de ce s-a întrupat Domnul Iisus Hristos din capitolul 2. Bineînțeles, sunt atâtea motive, sunt atâtea nuanțe ale întrupării și toate sunt legate de întrupare. Dar haidem în seara aceasta doar vreo patru să amintim, sperăm ca să rămână timp și pentru cor și pentru orchestră. Și în primul rând vrem să ne uităm la faptul că Domnul Iisus Hristos este adevăratul împărat care aduce adevărata pace și adevărata binecuvântare. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, vrem să ne amintim din nou și să învățăm că întruparea Domnului Iisus Hristos este o lecție a smereniei, a umilinței și a slujirii. Și cred că niciun Christmas nu trebuie să treacă fără a ne aminti de lucrul acesta. Pentru că ne este foarte folositor sufletului și vieții noastre. În al treilea rând, vrem să vedem de ce întruparea și de ce Domnul Iisus Hristos este mielul de jertfă. Singurul, adevăratul miel de jertfă, care prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos suntem mântuiți. Și în ultimul rând, vrem să ne amintim de faptul că prima venire poartă în ea mesajul celei de-a doua veniri a Domnului Iisus Hristos. Și haidem să începem. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, existența Domnului Iisus Hristos nu a început cu Betleem, cu nașterea Lui. Domnul Iisus Hristos nu este ca noi oameni să vină în lume, să înceapă o existență odată cu nașterea și să termine existența pe pământ odată cu moartea. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, care a trăit din veșnicie, este din veșnicie și va domni în veșnicie. Și știți foarte bine cuvintele acestea pe care evanghelistul Ioan ni le spune în capitolul 1. Și spune, la început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Dragii mei, și în versetul 14, ni se vorbește, El este lumina. Și așa mai departe, în versetul 14, ni se spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut, noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Când citim în Scripturi despre naștere, când citim în Scripturi că vin să fac voia ta, Dumnezeule. Toată aceasta ni se referă și se referă la faptul că Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu de la început,
a avut un timp hotărât de Dumnezeu să intre în lumea noastră ca ființă umană și El este Dumnezeu adevărat, care a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, Dumnezeu 100%, iar om 100%. Și făcând introducerea aceasta, al doilea lucru care vreau să-l amintesc în introducere, tot ceea ce ne spune Scriptura, în general, toată Scriptura, este o carte istorică, nu este o invenție omenească, este ceva care s-a petrecut în realitate. Și când ni se vorbește aici, în Luca, despre nașterea și venirea în lumea Domnului Iisus Hristos, ni se vorbesc de niște personaje reale, niște evenimente reale, lucruri care sunt scrise în istorie și lucruri care sunt adevărate, iar credința noastră nu se bazează pe lucruri imaginare, pe lucruri mitice, pe lucruri inventate de oameni, ci credința noastră se bazează pe evidențe care fac ca această credință să fie valabilă și credința aceasta să fie o credință reală. Și intrăm în primul punct, în istoria în care ni se vorbește aici în capitolul 2 și spune: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August ca să se înscrie toată lumea. Și intenționat am ales primul punct să vorbim despre lucrul acesta, pentru că noi în vremea aceasta am trăit o realitate asemănătoare. Și haidem câteva detalii cu privire la cine a fost Cezar August. Știu că am mai amintit câțiva ani în urmă despre lucrul acesta, dar sigur că ați uitat. Cezar Augustus a fost cel mai de seamă, deci împărat al Romei. Practic, a fost înfiat de Julius Caesar, pentru că era un tânăr foarte promițător, foarte deștept, care promitea mult și a fost adoptat de Julius Caesar. Între timp, Julius a fost asasinat și împărăția a fost împărțită în trei, printre care Cezar Augustus îl chema Octavian, printre care era și Octavius, Octavian, între cei trei care conduceau Imperiul Roman. După multe lucruri, ajunge să rămână singurul în domnie și în perioada în care a trăit, în jur de 30 și ceva de ani, a domnit el, Roma și Imperiul Roman a avut cea mai frumoasă dezvoltare și cea mai înaltă înflorire. Atunci s-au construit arta, s-au construit agricultura, s-au dezvoltat. Sub conducerea lui era un strateg foarte bun, toate mergeau bine. Și în perioada aceea, el a dat să fie înapoi republică, după aceea și-a luat toate drepturile și când s-a văzut că are toată puterea, a fost declarat Caesar Augustus, the chosen one, the divine one. Și el a fost primul care a primit slavă ca a unui zeu, ca a unui Dumnezeu. Paradoxul este că în această perioadă în care era pace, Pax Romana, după cum se știe, circulație, negoți, construcții, toate mergeau strună. El era the head, divinul. Curios este faptul că în perioada aceasta, Dumnezeu în suveranitatea sa trimite în lume pe adevăratul prinț al păcii. Aleluia. Pe adevăratul împărat care va aduce pace reală. Era o pace de suprafață, era o pace care o dădea oamenii, dar oamenii nu aveau pacea sufletului, nu aveau mântuire, oamenii erau tot în păcat și în pierzare. Și ce folos ai toată lumea dacă îți pierzi sufletul? Noi am trăit doar puțin din evenimentele acestea când ne gândim că președinții, ne gândim că cei aleși, promit pace, promit prosperitate, promit bunăstare, promit libertate religioasă, promit de toate,
Și suntem tentați să ne aliniem în spatele lor și să consumăm mai mult timp decât trebuie pentru ceea ce este politic. Și ați auzit că Marius a făcut referința aceea, dacă era o problemă politică, scăparea și mântuirea noastră, ne trimitea un politician. Dragii mei, nu există o autoritate, nu există un împărat, nu există un președinte ca să dea lumii ceea ce le lipsește. Este păcatul, este problema, cum ați auzit în seara aceasta, și vom reveni puțin la lucrul acesta. Și nimeni nu poate da adevărata pace, adevărata mântuire, adevărata liniște, decât unul singur, cel care s-a născut în Betleem. Aleluia. Și Domnul Iisus Hristos este cel care trebuie să fie onorat, Domnul Iisus Hristos trebuie să fie ascultat și în spatele Domnului Iisus Hristos trebuie să ne aliniem. Munca noastră, ideile noastre, tot ceea ce avem, trebuie să fie închinate numai domniei Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este adevăratul prinț al păcii. Și am vrut să fac comparația aceasta. Pentru că în vremea aceea a fost o vreme asemănătoare cu vremea care o trăim noi în anumite privințe. Dar n-am vrea să ne lăsăm înșelați, să ne gândim că împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată de oameni, va fi cucerit pământul pentru Dumnezeu de oameni și când oamenii vor pregăti totul și când toate lucrurile vor fi la dispoziția unora și lumea pregătită pentru venirea Domnului Iisus, atunci va veni Hristos. Există o filozofie și o învățătură a zilelor noastre care își face loc tot mai mult, dar nu acesta este adevărul Scripturii. Nu oamenii, nu stăpânirile, nu împărații aduc pacea și aduc prosperitatea, ci toate acestea vin datorită domniei Domnului Iisus Hristos și datorită faptului că El a venit în lume și s-a întrupat în lumea noastră, exact într-o perioadă în care totul promitea, totul era roz, totul era frumos, dar lipsea esențialul, lipsea adevărata pace, lipsea mântuirea, lipsea eliberarea, lipsea liniștea sufletului oamenilor. Amin. În al doilea rând, vrem să nu uităm în seara aceasta și am amintit de atâtea ori de seriile acestea, în seriile acestea, dar cum am spus, au trecut ani și pentru mine, deci pentru sufletul meu, este așa de folositor să trec prin istoria nașterii. Să trecem prin evenimentele acestea ale nașterii Domnului Iisus Hristos și să realizăm faptul că detaliile nașterii, venirii Domnului Iisus în lume au fost stabilite înainte de Dumnezeu, au fost stabilite de Domnul Iisus Hristos însuși. Și în slava și gloria cerească s-a pus la cale planul acesta de mântuire a nostru și s-a pus la cale venirea Domnului Iisus Hristos în lume în cele mai vitrece condiții, în cele mai neobișnuite locuri, în cea mai umilă stare posibilă. Și Domnul Hristos, încă înainte de venirea sa în lume, a stabilit toate aceste detalii. Și Dumnezeu a stabilit aceste detalii pentru Domnul Iisus Hristos ca să vină în lumea noastră. Și ați auzit prorociile vechi testamentale, ați auzit tot ceea ce s-a spus. Dragii mei, toate acestea au fost concepute înainte de venirea Domnului Iisus Hristos în lume și Domnul Iisus Hristos a ales de bună voie ca să se umilească, să ia chip de om, să se nască într-un grajd. Și ziceam de alte dăți, dragii mei, imaginile pe care le vedem în poze, în gift cards, în lucruri de acestea, nu reflectă realitatea, condițiile în care a venit Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, nimeni nu s-a născut
Cel puțin în generația noastră și generațiile noastre de când ne-am civilizat, nu s-a auzit ca nimeni să se nască într-un grajd, într-o iesle, de unde mâncau animalele mâncarea, unde nu făcuseră nimeni curat înainte. Țineți minte când poate în România aveați animale în grajd. Când era de mers în grajd, mergea cine putea suporta. Nu aveam nici mască. Și nu era nimic ca să se acope. Trebuia să mergi, să faci curat. Nu era prea plăcut. Noi stăm aici în seara aceasta beneficiind de tot ceea ce ne oferă confortul acesta. Și vreau în seara aceasta să ne amintim faptul că pe când Domnul Hristos era în glorie, a decis să coboare la noi în chip de om, să vină în chip de copilaș, să se nască într-un grajd, să aibă părinți pe Maria și pe Iosif, n-a avut pe nimeni să-i asiste, s-au descurcat cum au putut. În cele din urmă au venit păstorii, i-au găsit acolo. Și toate acestea, dragii mei, ca să ne învețe lecția umilinței, să ne învețe lecția smereniei. Și, dragii mei, Christmas este un moment de smerenie. Este un moment în care trebuie să ne amintim de prețul acesta nespus pe care Dumnezeu a ales să-l facă pentru noi. Și dacă în seara aceasta ne-am luat cu prosperitatea, ne-am luat cu belșugul, ne-am luat cu pretențiile, ne-am luat cu ceea ce dorim noi, și mă adresez și tinerei generații care crește cum n-au mai crescut alții până acum, gândind că totul se cuvine, gândind că trebuie tot să aibă, și dacă le lipsește ceva, începând de la vârstă fragedă, atâtea pretenții și atâtea lucruri. Noi ne-am schimbat. Noi ne-am schimbat. În seara aceasta, meditând la Domnul Iisus Hristos, la condițiile umile în care a venit, în care s-a născut, condițiile în care a trăit, și nu numai atât, Domnul Iisus Hristos a venit și a început drumul suferinței. Și drumul suferinței Domnului Iisus Hristos a început chiar de la naștere. Nu bine s-a auzit și s-a răspândit vestea că Domnul Iisus s-a născut, au venit magii. Irod a auzit de lucrul acesta și a omorât o grămadă de copii în zora Betleemului. A trebuit să fugă în Egipt, din Egipt a venit în Nazaret. În Nazaret a trebuit să stea în casa lui Iosif, tâmplar, om obișnuit. Se pare că Iosif a murit de vreme, a rămas Maria și el era cel mai mare, au urmat, erau și frații ceilalți, au cunoscut greutățile vieții și a muncit de mic ca să susțină casa până la 30 de ani. A trăit o viață normală, o viață de om, o viață de suferință, o viață de muncă, o viață în care s-a confruntat cu problemele vieții. Mai târziu, când a început misiunea, au venit ucenicii lui Ioan și l-au întrebat: Doamne, unde mergi? Și el le-a spus: Fiul omului, păsările au cuiburi unde să-și plece capul, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. A venit ca să sufere, s-a născut ca să moară, s-a născut ca miel de jertfă. Și acum intrăm, deci am văzut în primul rând faptul că pacea, eliberarea, salvarea nu vine de la împărățiile lumii, nu vine de la sistemele economice, nu vine de la ceea ce ne oferă lumea. Pacea, adevărata împlinire, vine de la Domnul Iisus Hristos.
În al doilea rând am văzut că venirea Domnului Iisus Hristos este o lecție a smereniei, a umilinței. Și bine am face să învățăm în seara aceasta, să mergem acasă, să începem anul acesta mai smeriți, mai mulțumiți cu ceea ce avem, mai recunoscători pentru ceea ce primim, mai gata să slujim decât să ni se slujească. Și în al treilea rând, mi s-a spus aici și s-a vorbit extensiv din versetul acesta, s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Betleemul era un loc aproape de Ierusalim, cu mulți păstori și probabil miei care îi aduceau la templu an de an, veneau din zona aceea, care erau aduși ca jertfă, erau sacrificați pentru a acoperi păcatele oamenilor. De ce Domnul Iisus Hristos este adevăratul miel de jertfă? S-a amintit în seara aceasta, datorită căderii, păcatul a cuprins întreaga omenire. Sentința lui Dumnezeu pentru păcat este moarte. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu în îndurarea sa a tot amânat exercitarea pedepsei. Și în loc să pedepsească omenirea, a construit în mod temporar, a dat sistemul de legi prin care oamenii puteau să fie iertați și primiți înaintea lui Dumnezeu. Dacă mergeau cu un miel de jertfă, îl aduceau la preot, puneau mâna pe capul animalului respectiv, mielul era junghiat, se lua sângele, se stropea pe altar și omul mergea acasă cu păcatele acoperite. Și așa s-au dus ani și s-au scurs zeci de ani în care miei, tauri, animale au fost jertfite în locul omului, în locul nostru. Dar lucrul acesta a fost temporar și lucrul acesta nu putea să mântuiască. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dar aducerea amintei a păcatelor evrei este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Jertfele de animale nu puteau satisface dreptatea lui Dumnezeu. Oamenii au plusat mai departe și au zis, ca să ne câștigăm mântuirea, au mers până acolo că au jertfit oameni și au făcut mai rău în fața lui Dumnezeu. Nu era nici o jertfă, nu era nicio posibilitate ca omenirea să fie mântuită, pentru că nimeni nu era neprihănit și curat înaintea lui Dumnezeu. Nu exista oameni, nu exista jertfe, nu exista absolut nimic ca să ne mântuiască. Și Dumnezeu în dragostea sa a decis să vină El însuși pe pământ. Și din cauza aceasta, cel nevinovat, cel neprihănit, a intrat în lume, a luat trup de om. Mi-ai dat un trup, a intrat în lume. Domnul Iisus Hristos, curat, sfânt, desăvârșit. Și Domnul Iisus Hristos este singura jertfă acceptată de Dumnezeu pentru a plăti prețul păcatelor noastre. Plata păcatului este moartea, dreptatea lui Dumnezeu cerea ca sentința să fie executată. Dragostea lui Dumnezeu n-a vrut ca noi oamenii să fim pedepsiți și în locul nostru a fost întrupat mielul desăvârșit. Și când a intrat și a venit aproape de Iordan, Ioan a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este adevăratul miel de jertfă, pentru că El este singurul neprihănit. Și prin jertfa sa, Dumnezeu a împăcat lumea cu sine și dreptatea lui Dumnezeu, și Dumnezeu a fost găsit neprihănit, fără părtinire. Înainte era acuzat și Satan aducea acuzații, pentru că jertfele animalelor nu puteau suplini dreptatea lui Dumnezeu. Dar odată ce Domnul Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat și în cele din urmă și-a dat viața pe cruce, mielul de jertfă și jertfa a fost acceptat odată pentru totdeauna. Și noi am fost declarați neprihăniți prin credința în mielul lui Dumnezeu care ne-a ridicat păcatele noastre. Aleluia. Din cauza aceasta s-a întrupat Domnul Iisus Hristos să fie mielul desăvârșit pentru mântuirea noastră. Nu mai lungim, ultimul lucru care vreau să-l amintesc în seara aceasta este faptul că venirea, prima venire, întruparea Domnului Iisus Hristos și mesajele întrupării vestesc întotdeauna despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și chiar în versetul nostru, când îngerul se arată Mariei, spune așa: el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Domnul Iisus Hristos a venit, s-a dat ca jertfă, s-a înălțat la dreapta Tatălui, dar urmează să vină ca să instaureze adevărata împărăție. Domnul Iisus Hristos urmează să vină ca împărat al împăraților, ca domn al domnilor. Dar există un pericol, dragii mei, un pericol care a fost și în perioada aceea, când magii, când păstorii au venit și au văzut, zice, după ce l-au văzut, s-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Și acum, atenție, toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Și asta a fost reacția. La întruparea Domnului Iisus Hristos, când păstorii s-au dus, au văzut pe micuțul înfășat în iesle, au văzut pe mama, tot ceea ce îngerii și oastea aceea cerească le-a făcut de cunoscut, s-au dus și a spus: uitați-vă, asta este vestea, a venit, s-a întrupat Mesia, Hristosul. Singurul răspuns a fost mirare. Și tare mă tem că de atâtea ori ni se vestește Evanghelia, de atâtea ori auzim cuvintele Scripturii și doar ne mirăm, lăsăm să treacă timpul, nu acționăm în niciun fel. Dragii mei, trăim vremea când Domnul Iisus Hristos este aproape să vină. Și mesajul revenirii Domnului Iisus Hristos trebuie proclamat, auzit, și noi trebuie să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Nu doar să ne mirăm. Da, așa va fi. Va veni Domnul Iisus Hristos, va face aceea, va face aia. Vom auzi ceea ce Scriptura ne spune. Hai să nu rămânem la mirare. Haidem în seara aceasta să vedem faptul că Domnul Iisus Hristos este Prințul Păcii, care este răspuns la problemele noastre, la problemele omenirii. Haidem să realizăm în seara aceasta că nașterea Domnului Iisus Hristos ne îndeamnă la ascultare, la acceptarea suferinței. Și, dragii mei, când spun acceptarea suferinței, este foarte probabil ca lucrul acesta să se întâmple în vremea aceasta. Și noi nu suntem pregătiți de așa ceva, pentru că ne-am învățat că trăirea cu Domnul este doar prosperitate, este doar sănătate, este doar belșug, este doar ceea ce ne dorim. Pe când Biblia nu ne spune lucrul acesta. Toți oamenii lui Dumnezeu au plătit prețul suferinței. Iosif, Maria, toți au trecut și au acceptat suferința ca preț al ascultării.
Și Domnul Iisus Hristos a acceptat suferința ca preț al ascultării. Și trebuie să ne pregătim inima și gândul pentru suferință. Dragii mei, în seara aceasta am învățat și am auzit că Domnul Iisus Hristos este adevăratul miel de jertfă care s-a jertfit în locul nostru. Dragi tineri care încă nu l-ați primit pe Domnul Hristos, care încă n-ați lăsat Duhul Sfânt să lucreze, în seara aceasta vă gândiți la jertfa aceasta, la prețul răscumpărării voastre. Nu amânați lucrul acesta. Gândiți-vă căci singura salvare, singura mântuire este prin credința în jertfa desăvârșită a Domnului Iisus Hristos. Și în ultimul rând, haidem să ne amintim și să trăim cu speranța revederii, a revenirii Domnului Iisus Hristos. Că atunci când va reveni Domnul Hristos, să nu fim lăsați în urmă. Să nu fim lăsați în urmă, ci să fim împreună cu toți aceia care cheamă numele Domnului, care iubesc pe Domnul, care au ascultat pe Domnul și care au slujit Domnului. Și Domnul să ne ajute la toate aceste lucruri în seara aceasta. Amin.